Văd o confruntare echilibrată, din care, bineînțeles, sper să ieșim învingători. Ce lipsește sau ce trebuie lui Cao pentru a câștiga primul meci din Liga 3? Puțin mai mult curaj, personalitate, de care cred că o să beneficiem mâine. E nevoie și de suporteri, aveți nevoie de ei. Cum vă simțiți să jucați fără spectatori? E sincer, ar fi un aport în plus. Am simțit asta și în al doilea meci de la barajul de promovare. E altă atmosferă, parcă prins așa, mai mult curaj. Cum vezi meciul de mâine împotriva Gloriei Bistrița? Un meci destul de important pentru noi, ținând cont că venim după o înfrângere destul de drasnică la Baia Mare, dar tot în aceeași măsură trebuie să fim foarte atenți pentru că întâlnim o echipă experimentată. Probleme de lot? Avem o problemă destul de importantă pentru mine ca și pentru lot, mai bine spus, Ciocan, o accidentare mai veche, și juniorul German, care a putut întors în ultima antrenament. Cât de important ar fi o victorie pentru Descătușare? Foarte importantă, pentru că știm cu toții, avem o echipă foarte tânără, o echipă de moral și este nevoie de victorie. Vă lipsesc și suporterii. Da, într-adevăr, cu siguranță. Suporterii lipsesc la toate nivelele și sperăm ca de luna viitoare cei capabilitați să poată dea dreptul suporterului să fie alături de copii.